La ce șervețelul ăsta mic, la ce folosește? Un sul de ăla de da? De bun, da, ulei. Arătați-mi cum procedați, vă rog. Nu da tare, că nu vreau să te da. Și arși. Deci luăm da. Ăla mic. Dă-mi, arată. El din ce e făcut? Și aici ce avem în farfuriuța asta? Că e puțin nisip de plajă, nu, ce mai? Nu, este ulei. E alt ulei. Dar nu zic, farfuriuța asta are niște urme ciudate. Șervețele? Da. Asta la ce temperatură ar trebui să stea cât să mergă ăsta? Apă. Aici e apă? Da. Apă de ce? Apă. Și înăuntru? Nu-i nicio vietate? Da, să știu. N-aveți măcar un peștișor? Nu, înțeles. O schimbăm cât vezi. Bun. Pe îndrumarul pe care vă recomandați, da. În îndrumarul pe care vă recomandați, spune că trebuie să aveți o toaletă la 25 de metri când folosiți o cașcarabetă de genul ăsta și o bucătărie, o rază de 100 de metri, unde să preparați cu adevărat. Nu puteți acolo unde vindeți să și preparați și nu în condițiile astea. Vă spun cu maximă sinceritate, dacă reușiți să rezolvați, puteți și mie, te rău. Puteți și mie, n-am mănuși. Puteți și mie, o caserolă. Da. Da. Părțiți-vă de eticheta, dacă o găsim, să vedem de 27 astea. Vedeți dumneavoastră, și toată mizeria asta de aici. Da. Mizeria nu-i de alimentație publică. Cuțitul ăsta, de asemenea, nu este de alimentație publică, doamnă. Da, cum trebuie. Trebuie să aibă mânerul turnat, ca să nu rămână jig în toate crăpăturile astea. Și ca să nu aibă nicio... Da. Ia uitați, așa s-au mâneri turnat din plastic, care nu lasă loc pentru formarea... Da, am înțeles. Da?